Prin hotărârea de Consiliu care a fost aprobată astăzi, 7.800.000 de lei au fost repartizați către primăriile din județ. O parte foarte mare, 5.200.000 de lei, au ca și destinație plata arieratelor. Din fondurile repartizate prin ordonanța de guvern privind arieratele s-au distribuit către localități, pentru că Consiliul Județean nu a avut arierate, 52 de miliarde de lei vechi, ceea ce a însemnat un coeficient de aproape 28% din total arierate declarate de către unitățile administrativ-teritoriale. Suma cea mai mare de bani, 300.000 de lei, a fost repartizată primăriei Gura Vadului, în timp ce doar 12.000 de lei, reprezentând cea mai mică sumă distribuită, au ajuns la Drăgănești. Vicepreședintele Consiliului Județean Mircea Roșca a ținut să precizeze că banii Consiliului Județean sunt distribuiți către toate primăriile, indiferent de culoarea politică. Nu s-a întâmplat niciodată să existe o repartiție bugetară pentru o primărie pe culoare politică. Și asta trebuie felicitat domnul președinte și toată echipa care lucrăm la ajma domniei sale, dar nu, nu a existat. Și vreau să vă mai spun că, prioritățile, interveniți dacă vreți să mă corectați, vă rog frumos, prioritățile la orice rectificare de buget sunt proiectele de anvergură, proiectele de interese județene. În cadrul ședinței s-a aprobat și decizia prin care podul peste Pârâul Lopatâna din localitatea Gogeasca, comuna Cărbunești, va trece din domeniul public în domeniul privat al județului Prahova. În urma acestei decizii, podul va fi scos din uz, urmând să se construiască un pod nou pe același amplasament. Consiliul are o rezervă de 5.050.000 de lei care nu a fost alocată, suma provenită de la marii contribuabili. Banii aceștia vor constitui fondul de iarnă în cazul în care vor apărea situații neprevăzute.